Comuna noastră este străbătută de drumul național care leagă partea de sud, orașul Craiova, de orașele Târgu Cărbunești și Târgu Jiu. Satul Păișan este atestat documentar în mai multe risoave, dar prima dată apare în anul 1640. Mai târziu, în anul 1778, generalul austriac von Bauer, în călătoriile sale în Oltenia, care era sub stăpânire austriacă, scrie în adnotările sale despre satul nostru numit în adnotările sale Poxan. Un sat înconjurat de vii, de păduri și având în mijlocul lui o biserică. Ea a fost construită, lucrările de construcție au început după 1750. Titorul bisericii este un boier care avea conacul vis-a-vis, peste drum de biserică. Locul ales nu era cel potrivit. Aici era cam o adâncitură. Dar mândria lui era să aibă biserica aproape de conacul său. Oricare avea mândria asta. Atunci a cărat cu oamenii pe moșia sa pământ din dealul de alături, numit Ceair, mult cu coșărcile, un fel de raniță din blane, din uiele și cu ajutorul unor curele, cărau cu ele și umpleau aici adâncitura aceea. Deoarece singurul drum care facea legătura din nordul Olteniei și târgul din orașul Craiova, chirigii și muntenii care cărau materiale de la munte spre târgul Craiovii, var, sare, războaie de țesut, fructe, lemne, obiecte din lemn, treceau prin pe moșia boierului, la întoarcere îi ruga, dar mai mult îi obliga, să care cu... Să care cu mijlocul lor transport pământ sau umple această groapă. Mai târziu, predecesorul meu, când a făcut o subzidire la biserică, a descoperit că biserica este zidită nu pe pământ, ci pe o grindă de stejar masiv, o cheie din lemn de stejar masiv. Peste această grindă s-a zidit temelia bisericii, care e groasă de 90 de centimetri, din cărămidă roșie ca de sobă mai subțire, și biserica este în formă de cruce grecească. Este împărțită în trei părți, pronaos, naos și altar. Pronaosul despărțit de două coloane masive și două semicoloane. Iar tâmpla sau catapeteazma nu este din lemn sculptat, ci este din zid.
din Pisanie, care e un lucru foarte rar, care s-a menținut de 250 de ani în tocmai. Este scrisă în chirilică. Descoperim de aici că biserica avea trei sfinți patroni, ocrotitori. Pe Sfinții Apostoli Constantin și Elena, Grigore de Capolitul, ale cărei moaște se găsesc la mănăstirea Bistrița, nordul Olteniei, și Sfântul Cornilă. Aflăm numele boierilor din Pisanie. Jupan, Pană, Teodosiu sunt pictați pe peretele de la intrare în Pronaos, în partea stângă, acolo, cu fiica sa Elinca. Nu a terminat-o el, și a terminat-o fiul său. Și a terminat-o fiul său, Jupan Ioan Pavel Ibrăiloiu, cu soția sa Smaranda și cu fiul lor. Cei doi sunt pictați acolo, în partea dreaptă. Aflăm că a fost zidită în timpul domnitorului Ghica Vodă, Voivod, și a fost sfințită de episcopul Râmnicului teritorial, aparținând de Râmnicul Vâlcea, de numit Neofit, preasfințitul Neofit, la 8 mai 1810. A durat câteva zeci de ani construcția. În atâta timp a suferit multe reparații. Dar vreau să spun ce e mai important. În timpul primului război mondial, ocupanții, nu-i mai numim, au transformat biserica în graj de cai, au ars mobilierul, cărțile de cult și arhiva. Și au topit clopotul. Le trebuia ghiulele de tun. În 40 a fost un cutremur la noi în România, mare, a afectat biserica. Preotul de atunci, Ioan Nicolescu, a legat-o în fier și a acoperit-o cu șindrilă. Cu tablă a acoperit-o el atunci. Urmașul părintelui Ioan, Constantin Nicolescu, a legat-o în două centuri în exterior, fier beton. A mărit streșinile bisericii. A electrificat biserica și a sfințit-o cu mitropolitul de atunci, Teotist, viitorul patriarh al României.